Consilierii județeni au adoptat o hotărâre prin care se majorează atât indemnizațiile lor, cât și salariile personalului angajat al Consiliului Județean Iași. Deși pentru marea majoritate de angajați de la stat, intrarea în vigoare a legii salarizării unitare în sistemul bugetar a fost amânată pentru începutul anului 2018, angajații din instituția Consiliului Județean par să fie mai norocoși decât alții. Unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi a recentei ședințe din Consiliul Județean a vizat ajustarea indemnizațiilor consilierilor în consens cu noua lege a salarizării. Ne bucurăm că salariile funcționarilor din executivul Consiliului Județean Iași s-au mărit, pentru că erau cele mai mici din țară. Dar eu cred că nu s-a atins nivelul maxim. Un manager ar trebui să-și țină toată echipa lângă el. Și atunci rezultatele ar fi alte. Dar, indiferent de această disfuncționalitate, noi lucrăm împreună în acest Consiliu Județean. Dacă până acum indemnizația era de 5% din cea lunară a președintelui Consiliului Județean pe ședință, de la 1 iulie procentul se dublează, dar se acordă pentru participarea la numărul maxim de 3 ședințe pe lună, respectiv o ședință ordinară de Consiliu și 2 ședințe ale comisiilor de specialitate organizate lunar. Eu aș vrea să îndrăznim ca, dincolo de a stabili o grilă de salarizare și să punem un coeficient de la, eu știu, 1 la 8, că nu putem depăși salariul vicepreședintelui, să îndrăznim să utilizăm această oportunitate deschisă de lege și să căutăm, poate, într-un proiect de hotărâre viitor, modalitatea prin care să instituim și posibilitatea de a premia eficiența. Adică să căutăm, să stabilim acolo unde se poate, indicatori de eficiență, pentru că un principiu de management în care eu sunt de acord spune că ceea ce nu măsori nu pot îmbunătăți. Deci să stabilim niște indicatori și să putem să ieșim dincolo de aplatizarea asta, adică toți directorii același salariu, toți șefii serviciului același salariu și mai departe, să lăsăm o zonă de buffer unde să putem aduce, să încurajăm eficiența. Asta ar fi poate o temă de gândire pentru viitor. În plus, și salariul șefului CJ este acum mai mare, deci procentul se aplică la venit crescut ca valoare. Practic, dacă până acum indemnizația unui consilier județean era aproximativ 900 de lei pe lună sau 230 de lei pe ședință, net ea a crescut cu 1000 de lei de la 1 iulie.